O fundație europeană este acuzată de implicare în treburile interne ale Republicii Moldova, iar două partide de opoziție riscă să fie penalizate sau chiar excluse din alegerile parlamentare din februarie anul viitor. În ultima perioadă, spațiul public din țara noastră a fost inundat de diverse informații contradictorii referitoare la acest subiect. Pentru a face un pic de lumină asupra acestui caz, Moldova.org va încerca să vină cu precizări și concluzii pertinente. Echilibrat, echidistant, obiectiv. Fact check. Cazul Open Dialogue. În octombrie 2016, presa afiliată Politic a publicat și promovat un documentar video cu titlul Avocata Diavolului, în care Ana Ursachi, avocata mai multor lideri politici de opoziție și activiști, este acuzată de săvârșirea în anul 1997 a unui omor. Fostul soț al acesteia, Ruslan Moiseev, a fost condamnat la 18 ani de închisoare în acest caz și deja și-a ispășit pedeapsa. Ursachi a fost achitată din lipsa de probe care i-ar dovedi vinovăția, chiar dacă, potrivit articolului 287 al Codului de procedură penală aliniatul 4, urmărirea penală poate fi reluată numai târziu de un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de încetare a urmăririi penale. În octombrie 2016, procurorii au cerut repornirea urmăririi penale pe numele Anei Ursachi în cazul închis în 1997, deci la 19 ani distanță. Procurorii justifică această încălcare prin gravitatea cazului, care le-ar permite anumite abateri, inclusiv în cazul perchezițiilor efectuate la domiciliul Anei Ursachi, fără prezența acesteia și a avocatului său. Dat fiind faptul că avocata a apărat în judecată politicieni și oameni de afaceri, oponenți ai lui Vlad Plahotniuc, precum Grigore Petrenko, Alexandru Machedon, Domnica Manole, Ion Butmălai, Renato Usatăi, Veceslav Platon, Viorel Țopa și alții, apar suspiciuni că acest caz ar fi o comandă politică. Aici intră pe arena publică a Republicii Moldova fundația Open Dialogue sau Dialog Deschis, care califică acest caz ca fiind un abuz al puterii, o răfuială politică față de oponenți. Fundația Dialog Deschis a fost înființată în Polonia în 2009 la inițiativa Ludmilei Kozlovska, actuala președintă a fundației. Obiectivele statutare ale fundației includ protejarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în spațiul post-sovietic. Pentru atingerea acestora, fundația organizează misiuni de observare, monitorizează alegerile și situația drepturilor omului în spațiul post-sovietic. Pe baza acestor activități, fundația creează rapoarte și le distribuie în instituțiile Uniunii Europene, OSCE și alte organizații internaționale, ministerele de externe și parlamentele din țările UE, centrele analitice și mass media. La sfârșitul lunii august, curent în presa moldovenească, apare informația că Fundația Dialog Deschis ar fi finanțat deplasarea liderilor PAS și DA la o conferință dedicată drepturilor omului și situației politice din Republica Moldova. Ca dovadă, sunt prezentate poze de la eveniment și invitația în format electronic adresată președintei Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu, președintelui Partidului Politic Demnitate și Adevăr Andrei Năstase, jurnalistei Natalia Morar, avocatei Ana Ursache și omului de afaceri Alexandru Machedon. Invitația a venit din partea Fundației Dialog Deschis, precum și a eurodeputaților Ana Fotiga, Ramona Nicol Mănescu, Renat Weber și Rebecca Harms. Invitația a fost semnată de Ludmila Kozlovska, președinta Fundației Dialog Deschis. În ziua de 4 octombrie acestui an, Parlamentul Republicii Moldova a constituit o comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune a Fundației Dialog Deschis și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlovska în treburile interne ale Republicii Moldova, precum și circumstanțele finanțării unor partide de politice. Sunt implicații acestui ONG cu anumite persoane cu reputație dubioase care finanțează aceste organizații, acești bani care ulterior ajung la organizațiile politice din Republica Moldova, pe care sunt cumpărate bilete de avion, achitate cazare la hotel, mâncare în restaurante. În același timp, Maia Sandu și Ludmila Kozlovska confirmă că vizita lor a fost finanțată de Fundația Dialog Deschis. Cei de la Open Dialog au finanțat deplasarea mea acolo și a celorlalți invitați din Republica Moldova. Am participat și la alte evenimente, mai mult decât atât, reprezentanții ai Partidului Democrat au participat la evenimente organizate de diferite fundații străine. Niciodată acest lucru nu a fost interpretat ca încălcare. Este absolut normală practică, absolut. Абсолютно. Мы, как правозащитная организация, имеем право пригласить каждого спикера.
Мы даже иногда представителей властей приглашаем для того, чтобы был как раз-таки диалог между представителями оппозиции, гражданским обществом и властями. Totuși, legea este categorică la acest subiect. Articolul 26 a legii numărul 294 privind partidele politice spune că se interzice finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit, ori susținerea materială sub orice formă, directă și sau indirectă, a partidelor politice de către alte state și organizații internaționale, inclusiv organizațiile politice internaționale. În acest sens, Asociația Promolex a venit cu o notă informativă privind hotărârea Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de Anchetă, în care recomandă ca deplasările în străinătate să fie exceptate de la interdicția finanțării, ori acest tip de finanțare nu pune în condiții de concurență inechitabilă celelalte partide politice, nu aduce interferență, independență și transparență și nu poate fi obiect de corupție. Din punctul nostru de vedere, interdicția absolută care există în legislația publică în Moldova este prea restrictivă și în acest fel ea limitează activitatea partidelor politice. Și eu să aduc exemple simple. Noi avem partide care fac parte din organizații internaționale, partidnice. Partidul Popular European, Internaționala Socialistă, etc., etc., etc. Și atunci când aceste organizații internaționale politice finanțează, spre exemplu, participarea unui membru a Partidului din Republica Moldova la un eveniment internațional, de exemplu, conferința anuală, dar achită ei cheltuielile de transport, cazare, de urne, etc., asta, într-un fel, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, este o ilegalitate. Pentru că este o finanțare din exterior, indirectă, a partidului politic. Pentru că delegatul merge în scop politic, acolo să reprezinte partidul său. Același lucru poate fi aplicat diferitor fundații și organizații necomerciale. De rând cu experții Promolex și opoziția parlamentară a criticat caracterul tendențios și acuzativ al Comisiei de Anchetă. Aceștia acuză autorii proiectului de lipsă de imparțialitate și corectitudine. Domnul Sârbu a încercat să vine cu concluziile comisiei, chiar dacă comisia nu este creată. Ceea ce nu spuneți dumneavoastră este că asta este o acțiune îndreptată împotriva opoziției. E foarte simplu numiți asta. Pe lângă finanțarea deplasării liderilor de opoziție la conferința din Bruxelles, în Parlament s-a vorbit și despre o finanțare mai largă a partidelor de opoziție din Republica Moldova de către Fundația Dialog Deschis. Este un fals. Partidul Acțiune Solidaritate se finanțează legal, iar legea spune că toate sursele de finanțare trebuie să fie din interiorul țării. FAS nu a primit niciodată niciun bănuț de la această fundație. Toate rapoartele financiare ale Partidului Acțiune și Solidaritate sunt publicate pe site-ul Partidului și al Comisiei Electorale Centrale. Astfel, în acestea nu figurează nicio finanțare din afara țării, ceea ce exclude și Fundația Dialog Deschis. Totuși, Pavel Postică, directorul programului Monitorizarea Proceselor Democratice din cadrul Promolex, susține că nu a constatat cazuri în care vreun partid politic din Republica Moldova ar declara oficial absolut toate veniturile. Noi am mai testat la foarte multe partide, în primul rând Partidul Șor, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova. Ei sunt cu cele mai multe cheltuieli nedeclarate, de la cheltuieli de transport, cheltuieli de telecomunicații, cheltuieli pentru deplasări peste hotare, cheltuieli pentru organizarea evenimentelor publice, etc. Și alte partide, inclusiv Platforma de Unitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Comunist, Liberal, Partidul nostru, la fel am atestat cheltuieli care nu sunt declarate. Nu există vreun partid care să fie declarat onest absolut acest cheltuieli. Noi nu avem astfel de constatări. Ați vorbit despre finanțarea ilegală a partidelor politice, despre oligarhi, ați amintit furtul miliardului, bani străini, bani dubioși, mesia din Republica Moldova. Și îmi face impresia că ați vorbit despre colegul dumneavoastră din Orhei. Ori când vorbim de finanțare ilegală a partidelor politice, au mai fost propuneri în acest sens, iar dumneavoastră de fiecare dată le-ați respins. Edel Weiss, care este președintelui Partidului Democrat, din suflet altă fundație, mai sunt o sumedenie sau magazinele sociale ale partidului politic, atenție, care sunt grave derapaje, grave încălcări. Aceasta este logica pe care nu o înțeleg.
În presa internațională însă, Fundația Dialog Deschis este deseori acuzată că ar fi de fapt o organizație de lobby, care contra unui onorariu spală imaginea diferitor persoane dubioase. După ce fundația a promovat în structurile europene acțiuni punitive la adresa Guvernării Republicii Moldova, iar mai nou și sancțiuni personale la adresa lui Vladimir Plahotniuc, aceste acuzații au devenit frecvente și în spațiul media din țara noastră. Acestea sunt susținute și de majoritatea parlamentară. Atunci când vorbim despre Open Dialog și vorbim despre oligarhul kazac care finanțează această organizație și a finanțat-o, Oblyazov, e că asta e semn mare de întrebare. Și dacă tot vorbim că luptăm cu oligarhia, vrem să vedem cum luptăm cu oligarhia cu banii altui oligarh, fugar? Muhtar Oblyazov, născut la 16 mai 1963, este un politician, om de afaceri și bancher kazah, acuzat de gestionare defectuoasă a activelor bancare și de deturnare de fonduri în valoare de 6 miliarde de dolari, în timp ce se afla în funcție de președinte al băncii BTA din Kazahstan. Această fraudă bancară este cunoscută ca cea mai mare fraudă financiară din istorie. Muhtar Oblyazov a fost fondatorul partidului Alegerea Democrată a Kazahstanului, partid politic în opoziție față de președintele kazah Nursultan Nazarbayev. Partidul a fost desființat în anul 2005. În septembrie 2017, publicația Financial Times publica o investigație în care este descrisă pe larg activitatea oligarhului Oblyazov. Acesta a fost unul din finanțatorii fideli ai regimului lui Nursultan Nazarbayev, președintele Kazahstanului din 1989. În 1998, Nazarbayev îl numește pe Oblyazov ministrul al energeticii, industriei și comerțului în guvernul kazah. În timp însă, Nazarbayev pretinde să-i fie cedat controlul nominal asupra 50% din acțiunile băncii BTA, pretenție pe care Oblyazov ar fi refuzat-o. Pe fondul conflictului iscat între cei doi, în octombrie 1999, Muhtar Oblyazov este demis din funcția de ministru și este supus unei anchete pentru abuz în serviciu, delapidare de fonduri publice, tăinuirea proprietăților, alimentarea intenționată a unor întreprinderi și crearea unui grup criminal organizat. În anul 2009, înțelegând că naționalizarea băncii sale este inevitabilă și fiind presată de dosarele penale din Kazahstan, Ucraina și Rusia, în care era vizat pentru escrocherii bancare și spălări de bani, bancherul Oblyazov fuge din Moscova la Londra, unde primește statut de refugiat politic. Oblyazov a luat cu el în Marea Britanie și aproximativ 6 miliarde de dolari din banca pe care o conducea. El pretinde că este jertfa unei refugieri politice și că folosește trucuri financiare nu pentru a intra ilegal în posesia unor averi, ci pentru a le proteja de asemenea fraude. În 2012, însă, Muhtar Oblyazov a fost condamnat de către Curtea Supremă a Marii Britanii la 22 luni de închisoare pentru că ar fi mințit organele de anchetă referitor la amploarea averii sale, care include și un conac în valoare de 17 milioane de lire situat pe The Bishop's Avenue și pentru disprețul serios și brutal al curții în încercarea de a ascunde mai multe active în valoare de 34 de milioane de lire sterline. În luna octombrie acestui an, Marea Britanie a decis să retragă azilul acordat lui Muhtar Oblyazov. În octombrie 2010 și judecătoria din orașul Tver, Rusia, a dispus punerea în arest preventiv a lui Oblyazov în cadrul urmăririi penale pe fapte de escrocherie în proporții mari, abuz de încredere, falsificarea documentelor oficiale și organizarea unui grup criminal. Pe baza acestei decizii, în septembrie 2015, prim-ministrul Franței Manuel Valls semnează un decret prin care satisface cererea părții rusești de a-l extrada pe Muhtar Oblyazov în Federația Rusă. În decembrie 2016 însă, Consiliul de Stat al Franței anulează decretul prim-ministrului, motivând că cererea de extradare ar avea la bază motive politice și impune statul francez să achite lui Oblyazov despăgubiri în valoare de 3.000 de euro. Fundația Dialog Deschis s-a venit în apărarea lui Oblyazov, principalul oponent al președintelui kazah Nursultan Nazarbayev. Reprezentanții fundației îl califică pe Oblyazov ca fiind victimă a unei răfuieli politice. Fundația Dialog Deschis recunoaște campanie de discreditare îndreptată împotriva lui Muhtar Oblyazov ca fiind o dovadă în plus că opoziția kazahă este persecutată. Acuzațiile false adresate disidentului politic poartă un caracter politic, iar scopul lor este de a înlătura oponentul Muhtar Oblyazov. Мухтар Облязов действительно многие годы преследуется со стороны правительства и, в частности, персонально президента Назарбаева, который является несменяемым уже более 30 лет в Казахстане. Для нас он один из сотен тех, кого преследуют по политическим мотивам. Преследовали в том числе даже его супругу и 6-летнюю дочь, которую похитили на частном самолете представители посольства Казахстана из Италии в 2013 году. И именно с этого момента наш фонд включился в активную защиту его семьи. Впоследствии на основании политически мотивированного запроса об экстрадиции и розыска в Интерпол со стороны Украины и России, инспирированным казахскими властями, арестовано.
и он просидел 3,5 года в экстрадиционном аресте. Oponenții Fundației Dialog Deschis insinuează faptul că aceasta ar fi primit onorarii considerabile din partea lui Oblazov pentru serviciile de lobby prestate. Președinta Fundației Ludmila Kozlovska răspunde ironic la aceste insinuări. Мы не против, чтобы нас финансировала абсолютно. Вот я вам честно говорю, в моменте, когда это произойдет, будет нас ли Сорос финансировать, будет ли нас финансировать Облязов, мы абсолютно не против. Но этого, к сожалению, пока еще не произошло. Conform rapoartelor financiare ale Fundației, numele Oblazov nu figurează în lista de donatori. Totuși, în perioada anilor 2013-2016, Ludmila Kozlovska a donat propriei fundații peste 33.800 de zloți, echivalentul aproximativ 7.900 de euro conform cursului actual. Soțul său, Bartosz Kramek, a contribuit cu peste 315.000 zloți sau aproximativ 73.000 de euro. Frații lui Bartosz, Pavel și Mateusz, au donat împreună 40.000 de zloți timp de 3 ani, sau echivalentul aproximativ 9.300 de euro. Cel mai mult a contribuit Petro Kozlovski, cu mai mult de 1.500.000 de zloți, echivalentul aproximativ 350.000 de euro conform cursului actual. Petro Kozlovski, fratele Ludmilei Kozlovska, este un om de afaceri ucrainean din Sevastopol. În prezent locuiește în Statele Unite ale Americii. A deținut complexul industrial Maiac, precum și alte companii care operează în Sevastopol și Crimea. Petro Kozlovski desfășoară de asemenea activități în domeniul telecomunicațiilor. Din 2004 a fost implicat în susținerea Revoluției Portocalii și a altor inițiative ucrainene în Crimea. La fel ca și alte afaceri ucrainene, în anul 2014, afacerile lui Petro Kozlovski au fost preluate de autoritățile ruse de ocupație. Masmedia rusească din Crimea îl acuză că ar fi susținătorul lui Stepan Bandera și al partidului ucrainean Batkivshina. Totuși, oponenții Fundației Dialog Deschis fac aluzie la faptul că banii donați de membrii familiei Ludmilei Kozlovska ar fi de fapt banii oligarhului kazah Oblazov. Мой брат бизнесмен, он никогда этого не скрывал. Деньги на фундацию шли еще задолго, когда я вообще познакомилась и мы занялись с делом Мухтара Облязова. Никогда не скрывали этого. То есть все это есть в наших отчетах. И висело на нашем сайте годы. И вся эта информация абсолютно была доступна. И члены моей семьи поддерживали, потому что они были прежде всего заинтересованы в том, чтобы сохранить независимость Украины. И очень многие бизнесмены на тот момент выделяли столько средств, сколько могли все члены семьи. Un alt donator dubios al Fundației Dialog Deschis, conform raportului Comisiei Parlamentare, ar fi Vyacheslav Platon. Dintr-o schemă confidențială din acest raport, care a ajuns totuși să fie făcută publică, reiese că un grup de companii care aparțin lui Vyacheslav Platon au plătit fundației aproximativ 2 milioane de dolari. Sursa banilor ar fi laundromatul și frauda bancară. В сегодняшние дни поставить стрелочки и сказать, что вот этот связан с вот этим, я понимаю, что пропаганде Плохотнюка очень выгодно представлять нас именно в том свете, в котором они хотят. Но против фактов не попрешь и историю не выможешь. Они могут говорить все, что угодно, но у нас есть очень жесткие опровержения. Într-adevăr, deocamdată, în afară de această schemă, nu a fost prezentată o factură, extras bancar, înregistrări video sau orice altă probă care ar confirma primirea banilor de către Fundația Dialog Deschis. Schema însă a fost imediat distribuită de presa loială guvernării de la Chișinău, alături de alte acuzații grave, precum că Ludmila Kozlovska ar fi fost expulzată din Uniunea Europeană pentru legături cu serviciile speciale rusești. Я была поставлена в черный список Шенгенской информационной системы правительством Польши за гражданскую активность моего супруга, который является гражданином Польши и активистом, который выступал в защиту Конституции и государства права в Польше. În vara anului precedent, Bartosz Kramek, soțul Ludmilei Kozlovska, semnează un text intitulat „Să se sfârșească statul, să deconectăm guvernul”, referindu-se la guvernarea actuală din Polonia. Folosind un limbaj agresiv, el critică dur activitatea partidului Lege și Justiție din Polonia. Acest lucru a nemulțumit-o pe Ana Fotiga, deputată în Parlamentul European și una din eurodeputații care, împreună cu Fundația Dialog Deschis, au organizat două luni mai devreme deplasarea scandaloasă a delegației moldovenești la Bruxelles. Astfel, drept răspuns, Ana Fotiga scrie o scrisoare critică la adresa Fundației Dialog Deschis, fără să știe că, în mai puțin de un an, aceasta urma să fie folosită ca armă împotriva opoziției politice din Republica Moldova. Cu vădită neplăcere am făcut cunoștință cu textul scandalos semnat de Bartosz Kramek, șeful Consiliului Fundației Open Dialog, intitulat „Să se sfârșească statul, să deconectăm guvernul”, promovat de fundația însăși. Tezele formulate, limbajul urii, dar înainte de toate îndemnul la acțiuni de destabilizare a statului, indică faptul că Open Dialog a încetat să mai fie o organizație neguvernamentală apolitică. Vă rog să considerați această scrisoare drept singura recomandare a activității dumneavoastră din partea mea, semnează Ana Fotiga.
Inițiatorii Comisiei Parlamentare de Investigații din Republica Moldova au subliniat în repetate rânduri că Fundația Dialog Deschis a fost criticată de instituțiile europene, iar OSCE ar fi chiar adoptat o rezoluție. În acest sens, merită să accentuăm că de fapt este vorba despre un europarlamentar, și anume Ana Fotiga, care este și membra a grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, grup din care face parte și partidul Lege și Justiție din Polonia, criticat de Bartosz Kramek. Zilele trecute ne-a fost discuții atât în cadrul Consiliului Europei cât și adunarea parlamentară a OSCE și această fundație este menționată în rapoartele respective. La 21 septembrie 2018, în cadrul conferinței din Varșovia, OSCE a făcut apel comunității internaționale să fie acordată atenție sporită riscurilor legate de activitatea FOD. În cadrul evenimentului menționat, a fost aprobată unanim o declarație în care se menționează că organizațiile precum FOD folosesc bani murdari. I-am rugat în scris pe Adrian Candu și Igor Vremea să ne precizeze despre care ședința Consiliului Europei este vorba. Președintele Parlamentului ne-a sugerat să așteptăm publicarea raportului în care ar fi prezente aceste detalii. Deputatul Vremea însă nu ne-a răspuns până în prezent. Totuși, bănuim că deputații se referă la informațiile din articolul publicat pe portalul BrusselsExpress.eu cu titlul Un controversat ONG din domeniul drepturilor omului, înregistrat la Bruxelles, este sub control. Autorul articolului scrie că în cadrul reuniunii OSCE, care a avut loc la Varșovia în perioada 10-21 septembrie, a avut loc o dezbatere privind cooperarea dintre guvern și societate civilă în țările postsovietice, unde a fost analizată și criticată activitatea Fundației Dialog Deschis. Acest articol a fost tradus și preluat de instituțiile media din Republica Moldova. Pe pagina oficială a OSCE nu am găsit însă nicio informație referitoare la o așa numită dezbatere în care s-ar fi votat unanim o rezoluție în cazul Fundației Dialog Deschis. În schimb, am găsit declarațiile fundației în care reprezentanții acesteia își exprimau îngrijorarea față de situația mass media din Republica Moldova și a situației politice din țara noastră la general. În cadrul aceluiași eveniment OSCE invocat de deputații Partidului Democrat, Fundația Dialog Deschis declara că, citez, având în vedere pericolul în care se află democrația în Republica Moldova, OSCE ar trebui să se asigure că libertatea și pluralismul mass mediei sunt garantate, luând măsuri concrete împotriva monopolizării mass media din Republica Moldova. Am expediat în adresa serviciului de presă al OSCE o scrisoare cu linkul la articolul în care se menționează că Fundația Dialog Deschis ar fi fost criticată de OSCE cu solicitarea de a ne confirma sau infirma aceste informații. Răspunsul a venit din partea asistentului superior al oficiului OSCE pentru instituțiile democratice și drepturile omului, Ireneusz Stepinski, care ne-a scris scurt. Vă mulțumim că ne-ați arătat și nou acest articol. Nu cunoaștem să fie avut loc asemenea eveniment, întâlnire sau dezbatere în cadrul evenimentelor OSCE din 10-21 septembrie 2018. De adunarea parlamentară a OSCE a fost aprobată unanim o declarație. Aceeași comisie parlamentară de anchetă, susținută de presa loială Guvernării Republicii Moldova, declară că Serviciul de Securitate al Ucrainei ar fi pornit o anchetă pe numele Ludmilei Kozlovska. Recent și Serviciul de Securitate al Ucrainei a pornit o anchetă împotriva Ludmilei Kozlovska pe motiv de violarea unității statale ucrainești și trădare de patrie. La solicitarea Moldova.org, Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că aceste informații sunt false. Potrivit informațiilor furnizate de Centrul de Presă al Serviciului de Securitate al Ucrainei, vă comunicăm că până astăzi, în cadrul procedurilor penale investigate de agenții de securitate, nu a fost făcută o notificare cu privire la calitatea de suspect a persoanei pe care ați menționat-o. Deci să tragem linia. După o analiză pertinentă a informațiilor din presa locală și internațională, a probelor obținute în timpul verificării acestora, precum și în urma intervievării persoanelor vizate, calificăm următoarele informații. Deplasarea la Bruxelles a liderilor PAS și DA a fost finanțată de Fundația Dialog Deschis. Fapt confirmat. Partidele PAS și DA sunt finanțate de Fundația Dialog Deschis. Fapt neconfirmat. Fundația Open Dialog este finanțată de oligarhul kazah Mukhtar Oblyazov. Fapt neconfirmat. Ludmila Kozlovska și ONG-ul său au primit de la două companii care aparțin cetățeanului Vyacheslav Platon peste 2 milioane de dolari americani. Fapt neconfirmat. Fundația Dialog Deschis a primit aviz negativ din partea OSCE. Fals demonstrat. Serviciul de Securitate al Ucrainei a acuzat-o pe Ludmila Kozlovska de trădare de patrie. Fals demonstrat.
De asemenea, calificăm ca fiind tendențioasă informația că fondatoarea Fundației Dialog Deschis, Ludmila Kozlovska, a fost expulzată din Uniunea Europeană. Considerăm că Polonia a făcut uz de drepturile sale în spațiul Schengen pentru a persecuta persoanele incomode. Acest lucru este confirmat și de faptul că după aplicarea acestei interdicții de către Polonia, Ludmila Kozlovska a primit vize speciale pentru deplasări în țările Uniunii Europene. Conotațiile politice în cazul dat sunt evidente, iar faptele de care este acuzată opoziția vizează cu același succes și partidele de la guvernare. Raportor Constantin Celac. Noi în acest raport sunt evidente conotațiile politice, dar totodată sunt anumite lucruri bune menționate legate de finanțarea netransparentă a partidelor politice la general. Lucruri de care sunt vizate majoritatea partidelor politice. Faptul că ei spun că uite, au atestat cheltuieli de transport nedeclarate la cutare și cutare partid, dând nume pentru că ăștia sunt oponenților politici, nu înseamnă că nu putem aplica același lucru și în privința Partidului Democrat sau Partidului Socialiștilor sau Partidul Popular European, membrii care au făcut parte din prezenta comisiei.